perspectivă inedită asupra capitalei noastre. Hotel Intercontinental, cea mai înaltă clădire din București. Ultimele cărămizi la etajul ultim, 24. De fapt, etajul 23. Respectând o tradiție a construcțiilor de acest gen, cifra 13 a fost eliminată pentru menajarea susceptibilității viitorilor oaspeți. La sfârșitul anului, aici vor poposi primii locatari. Împreună cu monumentala clădire a Teatrului Național, aflată de asemenea în stadiul de finisaj interior, Intercontinentalul va îmbogăți substanțial peisajul edilitar al metropolei românești. Începem să ne familiarizăm în peisajul bucureștean cu silueta elegantă a hotelului Intercontinental. Construcția avansează ritmic după grafic. Cei ce muncesc aici sunt, la propriu și la figurat, cu adevărat la înălțime. Din păcate însă, așa cum a relevat o recentă inspecție, nu la aceeași altitudine se află respectarea normelor de securitate a muncii. Constructorii lucrează adesea fără balustrade protectoare sau centuri de siguranță. Și alte măsuri de protecție sunt ignorate. Conducerea șantierului, în culpă evidentă, se mângâie cu faptul că aici n-au fost accidente. Exemplele dureroase, între altele chiar în vecin, trebuie să constituie însă un semnal de alarmă. Aici și oriunde există corigențe la capitolul protecția muncii.